Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vorbim despre două produse pe care eu le-am găsit la magazinul din colț. O să vedem împreună despre ce este vorba, însă eu înainte de asta mi-am pus fondul de ten și un ruj ca să nu arate, nu știu, să nu arate foarte palidă, plus că vorbim doar despre o paletă de farduri și despre un produs pentru sprâncene. Dacă vă interesează ce am pe buze, este rujul preferat 2018 cu siguranță. Nu cred că voi mai găsi altul. Este Matte Ink de la Maybelline. Îmi place foarte mult, am deja 3 nuanțe. Am zis că o să vă vorbesc despre ele pentru că aceste rujuri, din punctul meu de vedere, trebuie cumva scoase în evidență pentru că se deosebesc de celelalte produse, cu siguranță. Este foarte cald, după cum știți, probabil mi-am luat pe aici cu mine un șervețel pentru că o să transpir foarte tare și fondul de ten arată destul de aiurea în momentul în care transpir. Bun, ca să-i dăm drumul și să nu mai stăm foarte mult la discuții, vorbim în primul rând despre paleta. Haideți să vă arăt paleta, vă fac swatch-uri, după care vorbim despre produsul pentru sprâncene. Paleta este asta și se numește Roses Eyeshadow de la Dodo Girl Professional Makeup. Uite așa arată de aproape, sper că focusul o să prindă chestia asta. Cam așa arată de aproape, aici scrie Dodo Makeup nu știu ce, iar pe spate desigur că scrie ingrediente, ceea ce este foarte important, asta pentru toate persoanele care cred că nu știi ce conține o paletă ieftină. Ca să vorbim despre ce produse are în interior, toate sunt sidefate, să știți, și cam astea sunt nuanțele. Sunt patru de aici foarte deschise, foarte asemănătoare, undeva de nude-uri, chiar un pic de roz, așa ceva rozaliu, iar celelalte patru, după cum vedeți, sunt un pic mai vibrante. Vom face imediat și swatch-uri și între timp vă voi spune și prețul la care am cumpărat această paletă. Este cumpărată de foarte mult timp, va trebui să-mi amintesc pentru că nu mi-aduc aminte cu cât am luat-o. Eu cred că am luat-o cu 10 lei. Haideți să vă fac așa primele patru, astea patru nuanțe care sunt mai închise, după care le facem și pe cele care sunt mai deschise. Cam astea sunt nuanțele. Asta este un mov, un roșiatic, iar culorile astea sunt ușor de bronz. Și le voi pune pe mână. Haideți să le pun și eu așa, pentru că nu văd ce fac, camera fiind destul de mult la distanță, după care să vi le și arăt. Și cam astea sunt nuanțele. Ele sunt destul de sidefate, după cum vedeți, sunt și destul de pigmentate, arată bine, nu aș putea să spun că nu arată bine, însă nu este o paletă wow, da? Voi face și un machiaj, pentru că vedeți că nu am absolut nimic loc, și voi face și un machiaj la ea. La swatch, dacă fac swatch-uri, după cum vedeți, din punctul meu de vedere, arată mult mai bine decât multe palete scumpe. Palete care pe mine m-au dezamăgit ever vreodată în viața asta au fost cele de la Urban Decay, Naked 2, 3, 4, 5, câte dracu erau, au făcut o serie foarte mare și au fost și sunt foarte puțin pigmentate. Sunt ceva mai jos decât găsești de la magazinul din colț. Foarte, foarte proaste din punctul meu de vedere. Iar astea sunt bune, însă după cum știți că eu sunt extraordinar de pretențioasă și pentru mine fardul trebuie să fie nu numai cremos, trebuie să fie pigmentat, trebuie într-adevăr să nu aibă fallout într-adevăr încât să-mi cadă tot pe obraz. V-am spus eu că nu am o problemă cu fallout-ul, dar data asta nu vreau să-l găsesc tot pe obraz. Trebuie să fie acolo, să reziste foarte mult timp, să mă joc cu el, să pot să fac cremă, să pot să-l fac iluminator dacă vreau. Eu sunt o persoană care vrea să fie multifuncțional acel fard. Și atunci, astea, după cum vedeți, ele arată bine, nu arată rău. Dar hai să vedem și pe față cum arată aceste produse. Imediat să vă fac swatch-ul și la cele deschise, să le vedem și pe cele deschise și le voi lua pe astea, patru de aici. Așa, și ultimul care este ceva foarte rece, habar n-am, și să le pun aici ca să le vedeți și voi. Și ăsta este swatch-ul, focusul oare va fi pe ele cumva, cam ăsta este swatch-ul la celelalte nuanțe care sunt deschise. După cum vedeți, iarăși, nu este foarte prost swatch-ul.
nu știu dacă focusul este pe cameră sau este pe mine, pe swatch sau este pe mine. Dar după cum vedeți, nu mi se pare de nicio culoare că are un swatch, că paleta aceasta are un swatch prost. Nu, arată bine din punctul meu de vedere. Dar nu mă dau pe spate până în momentul de față. Ca să trecem la subiect, vom începe un machiaj cu această paletă, dar înainte de asta va trebui să-mi fac sprâncenele. Pentru asta vă arăt astăzi această cutiuță miraculoasă, folosită și răsfolosită de o grămadă de timp. O am, cred că o am... În ce lună suntem? Suntem în iunie. Cred că o am de pe undeva de prin primăvară, cât timp era încă frig. Deci de pe undeva prin martie-aprilie cu siguranță am cutiuța asta și abia acum am reușit să vă fac swatch la ea. Încă o găsiți, produsele astea două sunt cumpărate din București, de la metrou, dar le găsiți în mai, cu siguranță le găsiți în cartierele voastre, pentru că asta eu am văzut-o de foarte multe ori, paleta asta, și în Craiova, și aici în fața blocului la mine, unde locuiesc, mă tot uit și dau de ea. Asta, într-adevăr, nu l-am văzut, dar probabil că îl găsiți. Haideți să vi-l arăt mai de aproape și cam așa arată acesta. Arată foarte interesant, arată foarte profesional. Imită un pic chestia asta Kylie, într-adevăr, însă nu este un fake, este un produs ieftin și scrie așa, Kiss Beauty este firma în primul rând. Iar pe spate aici îți arată cum poți să-ți faci sprâncene cu acest kit. Într-adevăr, singurul lucru care mă deranjează e că limită aceste picături de la Kylie, însă asta este, fiecare fură pe cine poate. Înăuntru avem, așa, produsul și o pensulă. Haideți să vă vorbesc în primul despre pensulă. Capătul acesta este unul dezastru, vă recomand să nu-l folosiți de nicio culoare, însă asta este minune și știți de ce? Pentru că este scurt și este dens cât să-ți sperii sprâncenele și ai nevoie de ceva foarte dens și foarte tare. Nu, mie nu-mi plac pensulele care sunt foarte flexibile. Nu poți să-ți sperii foarte tare sprâncenele. Eu una nu pot. Deci pensula este bună atât timp cât folosești doar capătul acesta. Iar produsul? Produsul arată așa și se aseamănă foarte mult cu NYX Gel Brow, Gel Brown, cum se numește? Nu mi-aduc aminte. Prima oară când am văzut eu un astfel de recipient a fost cel de la NYX, Tint Brows, nu mi-am amintit cum se numește, însă foarte multe branduri scot acum așa ceva. Așa, la un tub foarte micuț, al meu este nuanța 2, apropo, și uite, așa arată de aproape, asta este nuanța. Eu am o nuanță rece, după cum vedeți, pentru că vă spuneam eu că trebuie să-ți alegi o nuanță pentru conturarea feței, conturarea, nu bronzingul, da, sunt două lucruri total diferite, între pentru conturarea feței și pentru sprâncene ai nevoie de nuanță rece. Sunt foarte puține cazurile în care poți să-ți pui maro la ochi, roșiatic, doar dacă ești roșcată natural, doar dacă ai pistrui pe față, atunci merge pentru culoarea ta, are un pigment în, vreau să zic, pielea ta are un pigment roșiatic, altfel nu spune și văd atâtea greșeli cu sprâncene care sunt brown, sunt maro la acela cald spre roșiatic, care nu arată bine. Bun, și cam așa arată și se deschide aici recipientul și pe aici este produsul. Eu o să-mi aleg o asta de sprâncene, nu vine, o periuță de sprâncene, o pensulă de sprâncene, vreau să zic, și vedem cum face acest produs. Înainte de toate, voi peria sprâncenele care, după cum vedeți, sunt pline de goluri cu această pensulă. Așa. Și sunt plină de foliculit aici, pentru că v-am zis eu că dacă îmi epilez fruntea și fac genul acesta de greșeală, îmi iese foliculit. Așa că am de ales între asta cu părul pe față sau a face foliculită. Voi pune foarte puțin pe mână. Deja am pus foarte mult și o să vedeți că rămâne. Cam atât mi-am pus eu pe mână, o bobiță. Voi lua o pensulă de sprâncene, nu știu pe care să o iau. Voi lua o pensulă așa de sprâncene sintetică și încep să-mi pictez pur și simplu sprâncenele. Spuneam eu că mișcările trebuie să fie scurte,
asta dacă nu vrei ca sprâncenele tale să fie foarte bine și foarte grafice, foarte bine desenate. Dar eu, pentru că nu-mi doresc așa ceva, îmi doresc doar ceva foarte, foarte natural. Poți să-ți faci și sprâncene grafice cu acest produs, însă eu nu vă recomand. Nu cred că îmi place foarte tare pensula asta. Voi schimba pensula cu una mai subțire. Când ajung aici în cap, încep să perii să fie din ce în ce mai puțin, cam așa arată, să fie din ce în ce mai puțin produs pe interiorul sprâncenului, aici în față. Bun, și cam așa arată niște sprâncene care nu sunt foarte bine definite, mor de cald, nu sunt foarte bine definite, însemnând nu am o linie foarte grafică, vreau niște sprâncene care par naturale. Este produsul pe care l-am folosit în ultimele multe luni. Vi-l super recomand, sunt super cântată de el și a costat foarte puțin, a costat undeva la 12 lei. Acest produs merită mai mult decât puteți să dați pe 160 și ceva de lei pe un creion de la, de exemplu, de la Benefit, care nu face mare lucru. V-am arătat creionul de la Avon, acela din gama Mark. Este demențial, este wow, este cel mai bun produs creion pe care l-am folosit, cred că până acum, pentru că durează și foarte mult și mi se pare că are o durată de viață mult mai mare decât au creioanele de obicei. Bun. Și pentru că am terminat cu sprâncenele, haideți să vedem ce poate să scoată paleta aceasta. Având în vedere că sunt numai farduri sidefate, probabil voi jungla puțin cu o nuanță sau probabil voi face ceva foarte sidefat, nu ceva de zi, dar pentru că nu am altă variantă, voi face ceva foarte sidefat. Pe ploapă știți că eu nu folosesc bază, doar concealerul pe care l-am deja aplicat. Iau o pensulă sintetică și voi pune ce nuanță să pun. Este greu, pentru că aș vrea să pun mai multe nuanțe. Voi lua roșu, ăsta. Și îl pun aici, pe exterior. Nu știu dacă trebuie să vă dau camera mai în față sau nu. Oricum, eu o să vă arăt machiajul după aia mai aproape. Bun, asta este un machiaj de 10 minute. Sper că n-am stat destul de mult în cadru, cât să nu fie nevoită să tai atunci când montez, ca să vedeți cât de rapid am făcut acest machiaj, pentru că nu am avut plăcerea de a machia. Sunt la partea de mascara și îmi rimelez genele cât pot eu de tare ca să pot să scot în evidență ceva, măcar genele, bine, genele pe care nu le am, dar pe care încerc să fac și un efect de gene mai lungi, pentru că ce-i drept, nu prea am gene și nici nu am chef să pun gene false. Nu mi se pare că merită machiajul, fiind un machiaj pe repede înainte,
nu mi se pare că merită. Voi rimela și genele de jos, așa cum o fac tot timpul. Ok, și pe partea asta și vom vorbi imediat despre paleta asta, să vedem care sunt plusurile și minusurile pe care le are. Dacă are așa ceva. Asta este lucrul per total pe care l-am creat astăzi. Mi-am adăugat și eu un pic de contur și un pic de iluminator, care este drăguțel, nu știu cum se vede pe cameră, însă îmi place foarte tare per total cum arată tenul. Acum, ca să vorbim despre produsele pe care vi le-am arătat astăzi. Produsul pentru sprâncene este demențial, este foarte bun, v-am zis, l-am folosit de o grămadă de ori. Dacă întâlniți această cutiuță care arată așa și are acest produs înăuntru, vă recomand foarte tare să-l cumpărați. Nu pierdeți nimic, 12 lei, scrie ingredientele pe spate, nu vă cați sprâncenele, nu se întâmplă nimic, nu faceți iritație, este totul în regulă. Costă doar 12 lei și credeți-mă că vă veți super, super îndrăgosti de acest produs. Dacă vorbim despre paleta pe care tocmai am folosit-o astăzi, este o paletă care arată binișor, după cum vedeți, însă de nicio culoare nu se compară cu paleta pe care v-am arătat-o în ultimul clip de acel gen la magazinul din colț. Paleta aceea mauve, de care vă spuneam eu, că arată demențial culorile. Între paleta asta, care este... Cineva mi-a zis că se aseamănă foarte tare la ambalaj cu cea de la ColourPop. Eu nu o știu pe cea de la ColourPop. Am căutat și eu pe net să văd dacă se aseamănă și n-am găsit. Am găsit foarte multe variante. ColourPop face genul acesta de pastile înăuntru, într-adevăr, dar n-am găsit așa ambalaj. Deci uitați-vă puțin și vă mai arăt încă o dată ca să vedeți despre ce vorbesc, cum arată aceste nuanțe și cum lucesc. Zici că sunt genul acela de produse oglindă, dacă doriți să vorbesc așa. Și dacă vă pun unul lângă altul, hai să dau mai departe, nu se compară și nu arată de nicio culoare fardurile la fel. Nu lucesc la fel. Asta este demențială. Deci, nu știu, îmi vine să mă uit la ea într-una și îmi vine să vă arăt într-una cum este veul acesta de culori și de fate care sunt foarte, foarte tari. Este o paletă foarte bună, ieftină, însă bună. Dar am ales să vă ales și paleta asta pentru că îmi scrie tot timpul că găsesc produse minunate și că sunt norocoasă. Să știți că nu întotdeauna găsesc produse bune. Așa, să știți că dacă mă uit la ea, la farduri, produsele arată foarte... Nu știu dacă vedeți, dar au prins crustă unele dintre ele. Asta înseamnă că este o problemă la momentul în care sunt presate foarte tare în această recipient, da? Depinde cum sunt presate. Dacă dai cu degetul așa în mod normal și se face crustă, înseamnă că nu este, cum să vă explic eu, nu este omogen peste tot, dacă reușiți să înțelegeți din ceea ce vă spun. Eu nu sunt foarte bună la explicații și v-am mai zis lucrul acesta, însă încerc să vă explic pe cât posibil. Înseamnă că nu este omogen la fel, pentru că celelalte, astea de aici, sunt destul de omogene și, după cum vedeți, nu sunt foarte nașpa pigmentate, adică sunt în regulă, dar nu sunt... Machiajul pe care îl port astăzi este făcut în 10 minute, mă refer la ochi, în 10 minute, ceva foarte rapid, am zis că nu are rost să stau, să fac, am vrut să văd doar blending-ul, cum se blendesc aceste nuanțe și cât de intense sunt. Am încercat să amestec acel roșiatic cu movul, cu piersiciul pe pleoapă, pleoapa mobilă, iar în colțul interior să amestec albul acesta deschis. Da? Deci cam astea sunt nuanțele de pe pleoapa mea. Ele arată bine, arată ok, dar trebuie să ai răbdare în primul rând cu această paletă, pentru că fallout, să știți că nu am absolut deloc și nu am avut absolut deloc fallout. Însă problema acestor farduri nu este fallout-ul, ci pigmentarea. Trebuie să insisti și să revii și să revii și să revii cu pensula și să revii cu pensula umezită. Ceea ce, de exemplu, la ăsta de aici nu se întâmplă așa ceva și la o grămadă pe alte produse pe care vi le-am arătat. Nu se întâmplă așa ceva pentru că trebuie să fie ele pigmentate fără să revii cu o pensulă umezită. Este un machiaj pe care îl voi purta astăzi. Eu, într-adevăr, nu am probleme cu ploapa, să mi se strângă fardurile în vreun mod aiura sau singurele care mi s-au strâns vreodată în viața asta au fost cele de la Juvia. Nu știu de ce, dar ploapa mea, deși tenul este uleios, zona ochilor este extraordinar de uscată. Căci trebuie să am o creatură și o minunăție de ten încât
să arate groaznic. Dar fardurile, vedeți, sunt destul de pigmentate și arată drăguțele. Acum, dacă vă recomand sau nu produsele și încheiem, nu vă mai țin foarte mult la acest episod de la magazinul din colț, v-am zis, pentru sprâncene vi le recomand, dacă doriți ceva natural, puteți să vă faceți și ceva grafic cu acest produs, durează o veșnicie. Trebuie să vă puneți foarte, foarte, foarte puțin pe mână cât să vă acoperiți ambele sprâncene. Al meu este nuanța 2, vă recomand dacă găsiți cumva nuanța 2 pentru brunete și vă va ține o grămadă, nu știu ce 10 ml are. Asta este cantitatea pe care o deține, 10 ml. E veșnic, adică nu știu cum să spun. Cred că să mă fac zilnic cu el, zilnic, și tot mi-ar lua undeva la un an și jumătate, 2 ani. Și fără să vă exagerez, nu ai cum să te faci zilnic cu doar cu un produs, mai ales dacă ești iubitoare de produse, cu siguranță dorești să le schimbi. Dar este foarte bun. Ce trebuie să știți, că acest gen de recipient și de produs așa cremos pentru sprâncene e cumva destinat make-up artistelor, dar nu numai, desigur. Mă referam la persoanele care au timp. De obicei, make-up artistele care se ocupă cu chestia asta ar trebui să-și facă timp și răbdare. Dacă îi știți, apropo, deschid o paranteză, pentru că îmi place să vorbesc mult, iar vă place să mă ascultați. Dacă știți câte make-up artiste fără răbdare am văzut, iar asta este meseria răbdării, meseria frumosului, meseria satisfacerii orgoliului, că din mâna ta a ieșit ceva. Bine, eu sunt pe altă latură, nebună, ca de obicei, sunt altfel, sunt... Dar... Dacă nu ai răbdare, și nu știu, nu neapărat că nu ai răbdare, dar te grăbești, ești la serviciu de dimineață, te trezești nervoasă, nu ai chef să duci la serviciu și mai stai să-ți pictezi și sprâncenele, clar. Însă să știți că undeva, adică dacă ai cumva mâna formată pe sprâncene și știi să te miști destul de repede, nu-ți ia foarte mult timp cu să te faci cu asta, doar că trebuie să-l pui un pic pe mână sau pe paletă, depinde ce aveți voi, vă luați pensula de sprâncene, vă pictați și periați cu periuța aceasta pe care vă recomand în suflet să nu o aruncați, vă va super folosi această periuță aici în cap, în primul rând, și pe lungimea sprâncenelei. Este mult mai bună decât periuța aceea lungă. Dar dacă sunteți începătoare, leve sau pur și simplu nu aveți răbdare de nicio culoare, aveți copii sau mai știu eu, viața este destul de agitată încât adevărul e că numai despre produse cosmetice nu ne mai arde, nu vă recomand acesta. Vă recomand creionul acesta de la MAC pe care vi l-am super recomandat și încă mă întrebați pe Facebook ce fel de produs am folosit pentru sprâncene la anumite poze. Asta este creionul pe care îl folosesc, în nuanța Deep Brown, este creionul de la MAC, pe care vi-l super recomand dacă nu aveți timp. Este super, super mare, pentru că eu mă uit la cantitate și voi știți lucrul acesta, eu l-am folosit o grămadă și cam atât mai are din el și are și o formă într-atât încât să ajungeți în colțul sprâncenei sau în diferite unghiuri ale sprâncenei care se ajunge mai greu, sau ajunge doar cu pensula. Vă super recomand acest creion, este super ieftin, eu mi-am luat direct dintr-un Cora. Erau acolo o reprezentanță, nu știu, cam da, pe 11, între 10 și 15 lei, nu știu, dar cu siguranță te ține mult, mult, foarte mult și arată mult mai natural. Să știți că dintre ăsta și ăsta, creionul arată mult mai natural decât ăsta. Ăsta e mai pentru poze, mai pentru acest make-up artist care vor să facă perfect și mai adăugăm și un filtru și aia este, arătăm impecabil, pentru că de ce nu cu filtru? Dar asta este pentru viața de zi cu zi, în care viața reală, în viața reală avem și coșul, în viața reală fondul de ten se vede pe față oricât de mult ar fi descump, oricât de scump ar fi acest fond de ten sau oricât de puțin am pune pe ten, fondul de ten se vede, fardul se vede, pudra se vede, asta este viața reală. În viața de zi cu zi produsele se văd pe față. La make-up artist din ziua de astăzi este totul blurat și totul lucrat în Photoshop și în atâtea programe de te doare mintea. Dar vorbim despre viața reală. Aici suntem pentru că suntem realiști. Creionul acesta vi-l super recomand, dacă nu aveți timp. Iar despre paleta asta, dacă doriți să o încercați și voi, poate vouă vă place. Eu sunt mai ciudată în ceea ce privesc o grămadă de produse, dar e posibil ca vouă să vă placă această paletă. Și dacă o găsiți, credeți-mă, și dacă o găsiți și la prețul de 10 lei, nu pierdeți nimic, căpătați ceva de genul acesta care nu este rău deloc. Nu este wow, nu te dă pe spate, nu leși lângă ea, nu mor, nu te tăvălești, dar nu este rea. Asta doar dacă vreți, v-am spus ambele variante, acum depinde de voi. Bun, gata, ăsta este machiajul pe care l-am făcut. Mă, nu e rău per total, cred, nu? Uite, eu am problemă iarăși cu ochiul acesta și
De fiecare dată îmi lăcrimează, deci nu înțeleg de ce și ce aș putea să-i mai fac, de fiecare dată îmi lăcrimează, iar fardul aici mi se strânge. A devenit o obișnuință pentru mine și a devenit un clișeu să văd cum mi se strânge fardul la ochiul acesta. Este foarte cald și mi-am strâns părul, pentru că nu mai puteam să filmez cu el desfăcut, oricum mi se lipește de față și mor. Ne vedem data viitoare, dați-mi un like dacă v-a plăcut acest tutorial. Hei, tocmai mi-am deranjat părul. Dacă sunteți nouă sau nou pe canalul meu și vreți să mă mai vedeți și data viitoare, puteți să vă abonați, dar să nu uitați să apăsați și clopoțelul de lângă pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez eu de fiecare dată. Puteți să-mi lăsați și un comentariu, să-mi spuneți, arată bine pe total paleta, nu știu ce să zic, sunt într-o fază așa în care nici eu nu știu ce să zic, știi? Pentru că îmi place și nu-mi place, adică cred că îmi place, dar nu mă tăvălesc, asta este ideea. Dar da. Cam asta este. Dar rujul este... este demențial. Vă super recomand rujul ăsta pe care poate, dacă o să am timp, o să-l vorbim atunci când trebuie să fac curățenii în toată colecția mea de rujuri și vorbim împreună despre toate rujurile pe care le dețin. Ăsta merge, ăsta nu merge, le aruncăm, facem curățenie și mai stăm puțin de vorbă. Gata, ne vedem data viitoare. Vă super mulțumesc că ați rămas cu mine până în momentul acesta. Aveți încă căsuța cu descrieri pagina mea de Facebook și Instagram pentru cei care sunt noi veniți sau pentru cei care nu au apucat, dar acolo postez mult mai des decât o fac aici. Vedeți cum mă comport eu și în viața de zi cu zi, pentru că eu sunt foarte intrigoasă așa și când văd cu un comentariu ceva, îmi place să dau replică. Nu sunt băgăcioasă, însă sunt de pe altă planetă, îmi place mie să spun și cred că trăiesc într-un univers paralel, niciun caz în ăsta. Da. Ne vedem data viitoare. V-am spus chestia asta de 13.000 de ori. Vă pup, pa, pa!